Plata salariilor în cash va fi interzisă atât la stat cât și în privat, cu anumite excepții. Sunt prevederile unui proiect de lege sprijinit de băncile comerciale, BNR și un procesator de carduri. Asta în cazul în care proiectul va fi adoptat de Parlament. Inițiativa aparține deputatului PNL George Cristian Tuță, care a susținut proiectul la comisii și mai multor parlamentari de la PNL, PSD, USR, UDMR și minorități, comisii care și-au și dat acordul. Proiectul obligă și persoanele fizice și juridice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale, să aibă un mijloc de plată fără numerar. Până acum erau obligate să aibă POS firmele cu vânzări de peste 50.000 de lei. Pentru instituțiile publice și autoritățile locale este inclusă obligația de a oferi un nou mijloc de plată pe lângă casierie. Autoritățile vor putea opta chiar și să închidă casieriile dacă doresc. Excepție vor face beneficiarii de pensie sub 4.000 de lei și cei de ajutoare sociale care pot opta să-și încaseze veniturile cash. Inițiatorul proiectului de lege susține că legea are scopul de a crește incluziunea financiară, însă modificările sunt în general pentru restrângerea plăților cu numerar, potrivit profit.ro.